Lavaca este o casă de licitații de artă ce operează exclusiv online. Este prima de acest fel din Europa Centrală și de Est. Noi ne dorim să accesibilizăm arta, adresându-ne unui public mai tânăr. Vindem atât obiecte de artă, cât și obiecte de colecție. Una din inovațiile noastre, chiar la nivel mondial, este prima cameră virtuală de licitații. Prima provocare a fost pentru noi să reușim să atragem artiști și colecționari care să ne propună lucrări în consignație. Am reușit să trecem peste această provocare, găsindu-ne o nișă în care încercăm să devenim cei mai buni. A doua provocare, care se aplică tuturor din industriile creative, este să reușești să faci pe cumpărător nu numai să-ți aprecieze produsul, dar să-l și cumpere. În domeniul artei poate fi chiar mai greu. Cum am reușit noi să trecem peste această provocare? Am trecut în mediul online, un mediu cu care ei sunt obișnuiți și am creat o comunitate la Bacau. A treia provocare a fost să fim luați în serios la nivel internațional, pentru că suntem o firmă care operează în online și vine din România. Și pentru aceasta avem nevoie de credibilitate, de aceea ne-am afiliat unor rețele internaționale din domeniu. În primul rând, în acest domeniu este nevoie de foarte multă pasiune. N-ai cum să convingi pe cineva să cumpere artă dacă nu ești cu adevărat pasionat de ceea ce vinzi. În al doilea rând, este nevoie de perseverență. Cred că în orice startup este nevoie de foarte multă perseverență. Iar în al treilea rând, este nevoie de o echipă foarte bună care să se sprijine în momentele grele. Satisfacția principală este că poți să clădești ceva și atunci când reușești să clădești ceva, aceasta se impune pe piață de multe ori ca un lider, astfel că pe lângă această satisfacție ai și o mare responsabilitate. Pentru următorii 5 ani, noi ne propunem ca achiziția de artă și obiecte de colecție din mediul online să devină o normalitate în România. Iar pentru următorii 10 ani ne propunem chiar să devenim un reper la nivel regional.